Furtunile continuă să facă ravagii în toată țara. În Buzău, o viitură puternică a distrus totul în cale, poduri și adăposturi de animale, iar 300 de familii au rămas izolate. În schimb, în Timiș, trăsnetele au provocat incendii puternice. În județul Buzău a plouat într-o oră cât într-o săptămână. 90 de litri pe metru pătrat au căzut în satul Ploștina. Torenții formați pe versanți au alimentat râul Slănic, care a lovit cu putere în podurile și podețele construite pe cursul apei. 300 de familii din două sate, Chiren și Vârtejul, au rămas izolate. Toate anexele construite pe malul stâng al râului au fost spulberate cu tot cu animale. A venit vinitură, apă mare, foarte mare. Din 91 n-a mai fost așa. Și a venit și uitați, a strâmbat podețul. Mie personal mi-a luat 3 cotețe, 18 păsări mari și 8 pui. Plus un câine care făcea pază și s-a luat pe tot. Și podurile pe tuburi din comuna Lopătare au fost făcute una cu pământul. În urma ploii care s-a abătut asupra comunei Lopătare, în satul Terca și Ploștina a plouat foarte mult, de acolo a venit o viitură foarte puternică, care au luat cotețe la oameni, au stricat pode, podețuri, au luat mașini, chiar 3-4 mașini mai jos de primărie. Mi-a afectat aproape 10 drumuri sătești. Ploaia torențială a făcut prăpăd și în Sinaia. Canalizările nu au mai făcut față, iar intrarea în cartier s-a inundat. Apa a ajuns să măsoare aproape o jumătate de metru, iar 2 mașini au rămas blocate în șuvoaie. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a le scoate. Apă foarte mare, uitați, mașina e plină de apă. Până unde va intra? Păi uitați, până aici, la picioarele mele. Deci... aproape de genunchi? Da. Scos-o de acolo, că una a împins băieții de la pompieri. În clădirea care adăpostește centrala școlii George Enescu din Sinaia a intrat apă și a fost nevoie să se intervină cu o motopompă pentru evacuarea ei. Și bulevardul principal din stațiune a arătat ca un canal navigabil. Furtuna a lovit mai multe localități și din județul Timiș. În unele comune a căzut grindina, vântul a rupt firele de curent electric, iar trăsnetele au aprins casele, așa cum s-a întâmplat în Gătaia. Vecinii au sunat imediat la 112, însă când pompierii au ajuns, focul mistuise deja o parte a acoperișului făcut pe structura de lemn și se extinsese la o anexă a gospodăriei. A trăsnit la un moment dat, probabil că din cauza trăsnetului. Am auzit la un moment dat bătăi în poartă din stradă, cineva din, nu știu cine exact. Și atunci am ieșit afară, am scos mașina mea afară de curte. Și asta s-a întâmplat. Ați auzit răznetul? Da, sigur. 30 de județe se află sub cod galben de vijelii până miercuri dimineață.